Pacea Domnului Iisus. Pacea Domnului. Aș vrea ca la începutul momentului acestuia, la începutul întâlnirii noastre, să invit alături de mine două surori ca să ne conducă în rugăciune. Voi ruga pe sora Otilia Manea să vină aici și pe sora Dana Mihai. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui. Faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui și vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui și căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui. Lăudați pe Domnul. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim în această clipă înaintea Ta să-ți mulțumim pentru această ocazie pe care ne-o dai de a asculta din nou cuvântul Tău și de a înțelege ceea ce vrei Tu să ne vorbești. Îți mulțumim pentru binecuvântările pe care le-am primit din mâna Ta până în clipa de față. Amin. Ai fost alături de noi și ne-ai călăuzit și ne-ai vorbit în fiecare întâlnire a noastră. Amin. Te rugăm și astăzi să reverși Duhul Tău cel Sfânt asupra tuturor din această sală și asupra celor care ne ascultă prin intermediul mediei, să ne ajut să înțelegem cuvântul Tău. Binecuvântează vorbitorul nostru, dă-i Tu o îndoită putere a Duhului Tău cel Sfânt și ajută ca aceste învățături să ne schimbe viața, să trăim așa cum Tu dorești, să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii noastre și să dorim să fim ca El. Amin. Vrem să fim cu Tine acolo sus și să Te lăudăm în veci. Amin. Amin. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru promisiunea pe care ne-o faci de fiecare dată că Tu ești cu noi. Ajută-ne ca noi să fim pregătiți, ajută-ne ca inimile noastre să fie curate înaintea Ta și ajută-ne ca să putem primi Duhul Tău cel Sfânt pe care aștepți de atâta timp să-L revești asupra noastră. Amin. Îți mulțumim că El încă este lângă noi, dar Te rugăm să ne ajuți ca noi să fim gata de a-L primi. Te rugăm să ne ajuți ca să manifestăm în viața noastră roada Duhului Tău cel Sfânt. Ajută-ne să Te reprezentăm în mijlocul celor cărora trăim și să fim gata să Te reprezentăm până când Tu vei veni să ne iei pe norii cerului. Îți mulțumim pentru toate, Te lăudăm și Te rugăm să ne curățești, să fim gata să Te primim pe Tine și să înțelegem ce dorești de la noi. Te rugăm să binecuvintezi vorbitorul Tău, Te rugăm să binecuvintezi cuvântul Tău și inimile noastre. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi, pentru ce vei mai face și Te rugăm să completezi ruga noastră cu tot ce știi că avem nevoie. Te lăudăm pentru toate de acum și până în veci. Amin. Amin. Rog media să ne așeze primul nostru cântec împreună în cadrul serviciului nostru divin, pentru ca să putem înălța Domnului mulțumirea și lauda noastră. Fără de margine dorința mea, pe norul alb curând a te vedea, ca un copil te chem, ascultă ruga mea.
Întotdeauna se pare că trebuie să și exercităm ceea ce învățăm, nu? Una dintre roadele Duhului este răbdarea îndelungă. Frații mei, și cu ocazia aceasta, în cuvântul de frații mei, vreau să-i cuprind pe toți și pe cei ce ne vizitează acum și pe cei ce ne cunosc de multă vreme. Prin cuvântul lui Dumnezeu putem construi împreună un monument al Bisericii lui Iisus Hristos. Frații mei, bun venit în seara asta, deci. Aș dori ca să înțelegem în începutul întâlnirii noastre importanța ascultării acelui susur blând în viața noastră care se numește vocea Duhului Sfânt. În minutele care vor urma, vom vorbi puțin despre Ilie. Doar pentru ca să ne lansăm apoi în ceea ce va fi subiectul acestei seri, și anume ploaia târzie. Duhul Sfânt în virtutea ploii timpurii și a ploii târzii. Dar ceea ce mi se pare cel mai frumos și mai deosebit în experiența lui Ilie este momentul ostenirii sale. Când ostenit, s-a refugiat departe de oameni și s-a tras aproape de Dumnezeu. E frumoasă soluție pentru osteneala și uneori pentru
angoaza noastră umană. Să te duci departe de om și să-L găsești pe Dumnezeu aproape de viața ta. Să poți să stai de vorbă cu El și să-I spui, Doamne, eu sunt aici și ce faci Tu aici, Ilie? Și, Doamne, știu, vreau să Te caut și să-ți dea Domnul hrană. Așa cum i-a dat lui Ilie și i-a dat hrană și a putut să meargă și a mers până la muntele lui Dumnezeu și acolo la muntele lui Dumnezeu l-a luat Dumnezeu în mâna sa. Și au trecut cu tremure de pământ pe lângă el, a trecut un foc care despica stâncile. Și interesant că Ilie spune că Dumnezeu nu era în focul acela. Și nici în cutremurul acela. Știți că pentru mine este o doză de nedumerire. Ilie tocmai plecase de pe Carmel, unde el coborâse foc din cer și îl făcuse pe Dumnezeu cunoscut celor alți oameni în maniera aceasta extraordinară, puternică, zguduitoare, trăznet și fulger. Și au plecat oamenii de acolo și au zis, ăsta e Dumnezeu. Și pe urmă se duce Ilie singur la muntele lui Dumnezeu și când din nou vine cu tremur de pământ, fulgere, tunete și trăznete, Ilie spune, nu, 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 Dumnezeu nu e aici. Cum vi se pare? Nu vi se pare dumneavoastră că Duhul prorocilor care trebuie să deosebească prezența lui Dumnezeu de neprezența lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, prezența lui Dumnezeu de alte spirite, nu vi se pare că de fiecare dată are ceva de lucru? Niciodată, sau poate că e prea mult spus niciodată, dar de foarte multe ori Dumnezeu nu se lasă condiționat de același șablon, de aceeași formă. Probabil dacă am fi fost noi acolo, ziceam, e același de pe muntele Carmel, a venit și aici, Tu ești Doamne. El i-a spus, nu, Dumnezeu nu e aici. Aș vrea în primul rând în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru gândul acesta al deosebirii, al cunoașterii voii lui Dumnezeu și al urmării Lui îndeaproape. Și după ce Ilie a auzit focul, cu tremurul, tunetul, a văzut focul, după aceea a venit un susur blând. Un susur blând. N-a putut Ilie să ne spună chiar cum a fost. N-a putut Ilie să ne descrie muzica frumoasă pe care Dumnezeu o așează în sufletul tău și în sufletul meu, atunci când te duci la El și ești ostenit. N-a putut să ne spună de asta. Dar Dumnezeu i-a așezat ceva în suflet care semăna cu susurul blând. Interesant. E și blând pe deasupra, nu numai că este susur. Susurul blând, da. Pe care El îl recunoaște ca fiind vocea lui Dumnezeu și spune, acum ești Doamne. În general, oamenii sunt tentați să ascultă de tunete, să ascultă de fulgere, să ascultă de cutremure de pământ. Atunci se și înghesuie în biserică. Atunci sunt bisericile pline. După un cutremur, vă spun, bisericile sunt pline. După o catastrofă, bisericile sunt pline. Toți oamenii vin acolo, se roagă. De ce? Doamne, ne-am adus aminte de Tine. Cât timp însă se aude susurul blând, parcă nimeni nu bagă de seamă. Ne-am întrebat oare de ce căutăm așa de mult șocul, șocantul, senzaționalul? De ce? De foarte multe ori în viața ta și în viața mea, Dumnezeu ne vorbește printr-un susur blând și îți spune conștiința, îți spune conștiința frumos, șoptit, Valentine. Stai cu minte. Nu te pripi. Și în timp ce auzi vocea aceasta, parcă ești un vas pe foc. Și aburul crește. Și cum să stai liniștit? Că sare capacul. Și aburul crește. Și aburul crește. Și vocea spune, stai liniștit. Și tu te lupți cu susurul blând. Zi, Doamne, mai tare că la mine aburii sunt mari.
Și vocea continuă, susur blând și liniștit, până când aburii tăi fac atâta zgomot că nu mai auzi vocea. Și atunci, dintr-o dată, sare capacul și peste 10 minute descoperi că e prea târziu. Spuneți-mi, vă rog, de ce nu ascultăm de susurul blând? De ce? Un alt motiv de rugăciune, fraților. Ar trebui să ne obișnuim să ascultăm de susurul blând mai mult decât de tunetele de pe Sinai. Uneori când tunetele de pe Sinai se apropie de noi, s-ar putea să fie târziu. Haideți să ne obișnuim să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu și de îndemnurile sale la primul moment, la primul semn. N-ar trebui oare să ne rugăm pentru asta? Atâtea lecții din viața lui Ilie despre modul în care ar trebui să ne purtăm cu Dumnezeu. Și acum, ușor, în 1 Împărați, capitolul 17. Ilie Tishbitul, unul dintre locuitorii Galaadului, nici măcar nu spune că avea și el spiță de neam și că se trăgea din nu știu ce. Nu, nu spune nimic. Era unul din locuitorii Galaadului. A zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Cum vi se pare? Se duce unul din locuitorii Galaadului, un X, un nimeni până în momentul acesta, și spune lui Ahab, fii atent, nu va ploua și nu va da rouă peste toată țara, după cuvântul meu. Vedeți dumneavoastră, simplu de tot, cuvântul prorocului are forță indiferent dacă eu îl recunosc sau dacă tu îl recunoști sau nu. Indiferent dacă există o distanță sau o diferență de importanță între unul sau altul, unul este împărat și celălalt este nimic. Nu contează. Cuvântul profetic este același. Este cuvântul lui Dumnezeu și acționează întotdeauna, indiferent că noi vrem sau nu. De ce Ilie spune că cuvântul, că, iertați-mă, Dumnezeu a hotărât să nu mai dea ploaie? De ce? Da, de ce a hotărât Dumnezeu ca Dumnezeu să facă în așa fel încât să nu mai dea ploaie? Poftiți? Să atragă atenția. Să atragă atenția de ce? Vedeți, uitați-vă puțin la context. Se căsătorise Ahab cu cine? Cu Izabela. Avusese loc nunta. Izabela adusese cu ea tot cultul idolatru al lui Baal și al Astartei. Poporul începeu să se îndepărteze de Dumnezeu. Dumnezeu mai era acolo în popor, dar nimeni nu-l mai băga în seamă. Rețineți, nimeni nu-l mai băga în seamă. Dumnezeu era prezent, dar neobservat. Mi-aduc aminte de gândurile inspirate care spune că Dumnezeu se retrage de acolo unde prezența sa nu este dorită și lipsa sa nu este observată. Așa se întâmplă aici. Dumnezeu era prezent, dar nu era dorit, nici prezența sa nu era observată. Ca urmare, Dumnezeu se hotărăște să facă un gest pentru poporul acesta și să-l trezească puțin. Uneori, Dumnezeu ne trezește prin încercări și prin crize. Alteori, Dumnezeu ajunge în viața noastră prin binecuvântări. Dar depinde foarte mult de noi cum alegem să lucreze Dumnezeu prin noi. E foarte puțin probabil că atunci când nu ne pasă de Dumnezeu, Dumnezeu să poată lucra mai departe prin binecuvântări. E foarte puțin probabil. Nu sunteți de acord cu mine? Poporul lui Dumnezeu pierduse calea, începuse să meargă la vale și în momentul acela Dumnezeu îi spune, nu-ți mai dau ploaie.
Știți că în cărțile 5 ale lui Moise, în Moise Dumnezeu spusese, dacă ascultați de mine, vă voi păstra. Ploaia și vremurile pentru seceriș. Vi le voi păstra. Dacă n-ascultați de mine... Și dintr-o dată poporului era adresată această chemare în care îi se spunea, fiți atenți, nu mai este ploaie pentru că nu mai este nici ascultare. Nu mai este ploaie pentru că nu mai este ascultare. Fraților, această realitate are o rezonanță foarte serioasă în viața noastră spirituală. Să știți că nu pot să fie binecuvântări atunci când nu este ascultare. Noi ne așteptăm ca Duhul Sfânt să vină în viața noastră. Noi așteptăm revărsarea Duhului Sfânt peste noi. Dar trebuie să înțelegem foarte bine că Duhul Sfânt nu va putea să sigileze sau să pecetluiască viața unui om care s-a obișnuit cu un traseu de neascultare. Pentru că este ca și cum Dumnezeu ar pecetlui neascultarea. Ca și cum Dumnezeu ar fi de acord cu neascultarea. Poate fi așa ceva? Nu? Cuvântul profetic și Duhul Sfânt poate să aducă secetă în viața unui popor, în viața unei biserici, în viața creștinismului la un moment dat, dacă creștinismul în ansamblul său se depărtează de Dumnezeu. Poate să aducă secetă în familia mea, în viața mea sau în biserica mea. Din punctul acesta de vedere, Dumnezeu este foarte atent și ar dori ca să trezească poporul său la o percepție extrem de fină. Pentru ca să știm când Dumnezeu are planuri deosebite cu noi. În sfârșit, un comentator spunea despre Ilie că Ilie a închis cerul și a plecat cu cheia la el. Și din momentul acesta regele începe să-l caute și îl caută peste tot și istoria merge mai departe. În poporul Israel, închinarea lui Baal, crește. În Sarepta, Sidonului, în Sidon ce se întâmplă? Ce se întâmplă în Sidon? În Sidon au loc minuni. În timp ce poporul Israel, încă o dată spun, închinarea lui Baal și seceta cresc deopotrivă, în Sarepta Sidonului, dincolo de poporul lui Dumnezeu, undeva în lumea neștiută, au loc minuni. Ilie înmulțește hrana în fiecare zi pentru o familie credincioasă. Cum vi se pare? Și lucrul acesta nu este o dată, nu este de două ori, 3 ani și jumătate. Și apoi ne întoarcem. Ilie se întoarce la muntele Carmel, își dă întâlnire cu Ahab acolo, cu întregul popor al lui Israel și cu toți profeții lui Baal. Și acolo Ilie se hotărăște să rezolve problema, hai să nu zic eu, care problema se hotărăște Ilie să rezolve? Poftiți? A ploii? Ascultării. Ilie se hotărăște să rezolve problema ascultării. Așa le spune. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă vreți să slujiți sau să ascultați de Baal, mergeți după Baal, dar dacă vreți să mergeți după Dumnezeu, mergeți unul după Dumnezeu. La Carmel se rezolvă problema ascultării. Observați modul în care profetul simte că trebuie să se deruleze experiența creștină. Ilie cheamă poporul său aici, la ascultare, și întreabă, vrei să asculți sau nu vrei să asculți? Înainte de a spune, vrei ploaie? Ilie nu întreabă, vreți ploaie? Ilie întreabă, vreți să ascultați? Și poporul confuz și neștiutor și aiurit întreabă, păi de cine să ascultăm? Cine este Dumnezeu ca să ascult de el? Parcă era faraon. Și Ilie atunci trebuie să o ia de la capăt și îi cheamă pe unii și pe alții și spune, bun, astăzi vei ști cine este Dumnezeu pentru că Dumnezeu va coborî foc din cer. Momentele
de secetă. Se încheie prin chemarea lui Dumnezeu puternică în viața noastră. Momentele de îndepărtare de Dumnezeu nu se încheie natural în virtutea propriei noastre naturi. Se încheie printr-o provocare foarte puternică. Un Ilie care provoacă poporul la ori, ori. Nu rămân aici la condiția păgânismului și condiția poporului Dumnezeu pe muntele Carmel. Am vorbit despre altă dată. Vorbesc doar despre faptul că în ziua aceea Dumnezeu a coborât foc din cer și oamenii au știut cine este Dumnezeu. După ce lucrul acesta are loc, urmăriți-l pe Ilie mai departe. Urmăriți-l pe Ilie care începe să se roage pentru ploaie. Se pare că minunea extraordinară a prezenței lui Dumnezeu și ploaia sunt două lucruri diferite. Deci Ilie se roagă, coboară Doamne foc din cer, poporul vede, acesta este primul pas, e un lucru, dar este diferit de cel de-al doilea. Când Ilie trebuie să se roage pentru ploaie și ca să se roage pentru ploaie, Ilie trebuie să se ducă într-o peșteră și să se lupte cu Dumnezeu. Mie mi se pare să se lupte cu Dumnezeu mai mult decât pentru ploaie decât pentru foc. Nu? Pentru foc de câte ori s-a rugat Ilie? O dată. Pentru ploaie de câte ori? De 7 ori. Vă spune ceva? Uneori Dumnezeu se face cunoscut. E la îndemâna noastră. Mâna Lui se întinde către noi și viața noastră se întâlnește cu Dumnezeu. Dar ca să cadă ploaie peste sufletul însetat și ca pământul să se îmbibe de prezența ploii Duhului Sfânt, pentru că ploaia este simbolul limpede și clar al lucrării Duhului Sfânt în toată Scriptura, ca să ajungă aici, se pare că Ilie trebuie să lupte mai mult. De ce de 7 ori? Am spus-o de mai multe ori aici și v-am spus-o de fiecare dată și o repet. V-ați rugat vreodată de 7 ori pentru un lucru? Dar nu de 7 ori la distanțe mari. Astăzi mă rog o dată, mâine mă rog de 2 ori, poi mâine de 3 ori, așa încât să mă rog în 7 zile de 7 ori. Să vă rugați într-o oră de 7 ori. Adică lucrurile au fost cam așa. Când Ilie s-a rugat de prima dată, a omis să-i spună el ceva lui Dumnezeu în mijlocirea sa? Nu, Dumnezeu i-a spus tot și a făcut o rugăciune serioasă, așteptând ca Dumnezeu să răspundă la rugăciunea aceasta. Mijlocirea lui a fost completă. I-a și spus, Doamne, a venit vremea, te rog frumos, coboară foc din cer. A adus toate argumentele pe care el le știa și a zis amin. Și când a zis amin, a așteptat să vadă norul. Și când slujitorul i-a spus, nu se vede nimic, Ilie a început încă o dată. Să fi repetat aceeași rugăciune din nou? Cu aceleași dovezi? Cu aceleași argumente? Fraților, eu cred că rugăciunea a doua a fost mai fierbinte decât prima și eu cred că Ilie a adăugat la motivația lui dinainte alte multe motivații pe care nu le spusese, la care s-a gândit ulterior. El a zis, dacă rugăciunea mea din tâi nu este suficientă, Doamne, probabil că sunt și alte motive. Și a adăugat din nou. Vă imaginați? A trimis din nou robul. Robul din nou n-a văzut nimic. Și din nou se pleacă pe genunchi a treia oară. Cum v-ați ruga a treia oară? De unde să te rogi și mai fierbinte? De unde să găsești noi motivații? De unde? Dar la a patra oară, dar la a cincea oară. Și frații mei, în momentul acesta descoperim secretul rugăciunii. Secretul rugăciunii nu este rugăciunea noastră pe care o facem în șabloanele noastre de care suntem obișnuiți. Secretul rugăciunii este într-adevăr o discuție cu Dumnezeu. O discuție ca între prieteni. O discuție care se poate prelungi, care se poate lungi, care se poate repeta în funcție de nevoia pe care sufletul meu o simte înaintea lui Dumnezeu. De
Dialogul acesta cu Dumnezeu, în care Dumnezeu este cuvântul descoperit, este extraordinar. Noi cât timp ne rugăm înaintea lui Dumnezeu? Cum ne rugăm? De câte ori? Cât zăbovim în rugăciune? De unde a știut Ilie cât să încheie rugăciunea? Da. Când s-a întors slujitorul și a zis, este un nor cât un lat de palmă. Frații mei, nu așteptați dovezi extraordinare, teribile de la Dumnezeu. Uitați-vă în lucrurile mici pe care le face Dumnezeu pentru noi și acolo vedeți începutul lucrării lui Dumnezeu. O, spune cuvântul, dacă ați avea credință cât un bob de muștar. Uitați-vă după bobul de muștar. Și apoi rugați-L pe Dumnezeu să-L crească, să-L crească, să-L crească. Pentru că realitatea lucrării Duhului Sfânt este de fapt o creștere permanentă a credinței mele, a credinței tale, a realității mele, a realității tale. Asta e Duhul Sfânt. Aș vrea să închei aici tabloul acesta, care este foarte frumos. Dumneavoastră îl puteți continua acasă. Să închei cu, sau între două limite. Limita numărul 1. Ilie a dus secetă. Sau Duhul lui Dumnezeu a dus secetă. Dar tot Duhul lui Dumnezeu a adus și ploaie. Între cele două momente pot să fie 3 ani și jumătate. Pot să fie 10 ani. Pot să fie 100 de ani. Dacă ne raportăm la istoria bisericii, uneori poate să fie 1000 sau 2000 de ani. Adică ceea ce s-a întâmplat practic în ziua cincizecimii, în biserica apostolică, se poate repeta din nou în zilele noastre la o distanță de aproape 2000 de ani. Distanța aceasta, să știți că nu contează. Ceea ce contează este un singur lucru. Duhul Sfânt. Care aduce ploaie peste întreaga făptură. Rog media să ne îndreptăm către câteva imagini. În Apocalips, capitolul 3, de la versetele 15 la 18, găsim rezultatul analizei pe care o face Dumnezeu bisericii sale în ziua de azi. Rezultatul analizei. Puteți să deschideți Sfânta Scriptură, acolo veți găsi textul complet, dar ideile sunt cam astea. Știu faptele tale. Știu faptele. De ce începe Dumnezeu cu faptele noastre? De ce nu începe Dumnezeu cu credința noastră? Faptele dovedesc credința. Pentru că Dumnezeu vrea să ne scape de falsități. Suntem atât de mulți care spunem că suntem creștini și de fapt nu semănăm deloc cu Hristos. Încă Dumnezeu este silit să înceapă cu știu faptele tale. Tu vrei să spui că ești creștin și că ești de treabă și că Dumnezeu ar trebui să fie bucuros cu tine. Dar faptele tale nu arată nici pe departe lucrul acesta. Apoi, știu că nu ești nici rece, nici în clocot. Măcar de-ai fi rece sau un clocot. De ce te-ai oprit la jumătate? Știți, recele și clocotul sunt două extreme. Căldicelul e între ele. De ce te-ai oprit la jumătate? Ce e cu mediocritatea aceasta spirituală? Ce e cu ea? Spuneți-mi dumneavoastră, cum răspundem noi la întrebarea asta?
Vedeți, pe vremea lui Ilie, seceta a venit din cauza faptului că Ahab se căsătorise cu Izabela. Și că compromisul acesta se furișease în mijlocul lor. Dumnezeu era prezent acolo, dar erau prezent și Baalul. Și că se realizase o sursă de, sau un fel de căldicel și la ei. Și în momentul când a ajuns căldicel, Dumnezeu a zis, ok, fiți atenți că veți avea o secetă serioasă, fără ploaie și fără rouă, până când prorocia va spune că trebuie să schimbe. De-ai fi măcar rece, aș ști ce să fac cu tine. De-ai fi în clocot, te-aș pune la lucru. Dar nu ești nici rece, nici în clocot. Partea proastă este că în timp ce te-ai oprit la jumătate, te-ai oprit la jumătate pentru că ți se pare că e destul, că e suficient. Zici că ești bogat. Te-ai oprit la jumătate pentru că zici că nu duci lipsă de nimic. Te-ai oprit la jumătate. De ce nu crești? Și în timp ce te-ai oprit la jumătate, nu pricepi, nu vezi, nu știi că ești. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă să te oprești la jumătate? Nouă ni se pare că ticălos, nenorocit, sărac, orș și gol ar fi rece. Partea de jos, o, de ar fi rece. Atunci ai fi ticălos, nenorocit, sărac, orș și gol. Dar nu! Cuvântul lui Dumnezeu spune că partea de căldicel, de compromis, este partea definită prin sărac, orb, nenorocit, gol și ticălos. Nu știu cum vedeți dumneavoastră curba aceasta. Sau... Dar mie mi se pare că partea aceasta de mijloc unde s-a oprit poporul lui Dumnezeu este cea mai de jos. E mai jos decât rece. E imposibil, dar așa e. Așa mi se pare mie, că dacă cineva spune ticălos, mai jos decât ticălos și ea, mai poate fi ceva. Deci ceea ce ne spune Dumnezeu acum este ceva total neobișnuit și ieșit din comun. Și ne spune că ceea ce se întâmplă aici, se întâmplă cu poporul Laos Dikaios, poporul neprihănirii sau poporul judecății. Poporul neprihănirii sau poporul judecății ajunge să fie ticălos. Nenorocit. Gol. Da. Și pe urmă Dumnezeu își spune, știi, nu-ți dai seama, dar ai nevoie de aur, haine și doftorie. Trei lucruri. Toate sunt vitale. Toate sunt fundamentale. Haine, aur și doftorie. Cum poate să fie Biserica lui Iisus Hristos în halul ăsta? Fără haine? Oarbă? Și fără nicio valoare, că asta e ideea. Fără să dețină nicio valoare. În timp ce textul spune mai departe, eu stau la ușă și bat. Că asta e problema. Cea mai mare valoare e lângă mine și lângă tine. Și eu nu am nici o valoare. Aceasta este starea. Credeți dumneavoastră că în starea aceasta poate să vină ploaia sau seceta? Cum vi se pare? Seceta sau ploaie? În starea aceasta, Ilie a zis, nu va fi ploaie și nici rouă după cuvântul meu. Situația asta cere, anunță o situație critică și o criză pe care Dumnezeu o îngăduie în poporul său. Iar, fraților, noi suntem pe marginea acestei crize.
dacă nu cumva am și intrat. Nu e vorba de criza politică, nu e vorba de criza economică, nu e criza de... E vorba de criza spirituală a poporului Dumnezeu. Noi spunem astăzi, citesc în toate mesajele de pe internet, noi spunem că suntem în mijlocul unei redeșteptări, când în realitate noi suntem în mijlocul unei crize extraordinare. Ce facem noi în situația aceasta? Când se va trezi poporul lui Dumnezeu astfel încât să ne dăm seama că trebuie la un moment dat să ne zguduim sau să ne lăsăm zguduiți de Dumnezeu? Să ne zguduie probabil susurul blând care ne spune că nu-i bine cum suntem și să ne îndreptăm calea. Și acum, fraților, în minutele care ne-au mai rămas, vă invit să vorbim puțin despre soluția lui Dumnezeu la această problemă. Câteva momente doar de concluzie și de analiză foarte scurtă a Laodiceii, după care vom trece rapid la ideea de ploaie timpurie și târzie. Deci, motivul încropelii. Să vedem de ce, încă o dată, de ce Laodiceea stă căldicea. Compromisul. Punctul numărul 1. În inimă domnește euul și Hristos este lăsat afară. Să fie foarte limpede, fraților, toți cei ce suntem aici, frați, surori, prieteni, vizitatori. Suntem niște oameni mândri. Nu amin. Să nu fim mândri. Dar e adevărat. Suntem niște oameni mândri. Niciunul dintre noi nu e umil. Smerenia nu este una dintre calitățile care ar trebui să... care ne caracterizează, iertați-mă, și care ar trebui să fie în viața noastră. Niciunul dintre noi, așa zice cuvântul lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu căutăm podoaba din lăuntru a noastră, ci toți căutăm să ne etalăm ceea ce ne învață ce? Mândria noastră. Și din cauza că suntem mândri, Hristos e lăsat unde? Afară. Frații mei, până când nu ne vom hotărâ ca familie, ca individ și ca biserică, cei ce suntem aici, să căutăm cu adevărat umilința și smerenia lui Iisus Hristos, lucrurile nu se vor schimba. Pentru că Iisus Hristos nu va putea să intre nici în inima mea, nici în inima ta, nici în mijlocul acestei biserici. Nu se poate. Câtă vreme suntem mândri, nu-i lăsăm loc în viața noastră. 2. Motivul încropelii. 2. Euul personal. Când Domnul Hristos locuiește în inima noastră prin Duhul Sfânt, atunci și Duhul lui Dumnezeu primit în inimă prin credință ne ajută să începem o viață nouă. Citatul este puțin diferit, are să-l citesc exact. Domnul Hristos locuiește în inima noastră prin Duhul Sfânt și Duhul lui Dumnezeu primit în inimă prin credință este începutul vieții veșnice. Când începem noi să trăim viața cea nouă? Când? Când Domnul Hristos locuiește în inima noastră prin Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu locuiește în inima noastră și dacă suntem în secetă, așa cum compromisul ne anunță că intrăm în secetă, atunci nici Duhul Sfânt și nici Domnul Iisus Hristos nu e în inima noastră. Asta este cea mai mare criză prin care poate să ajungă o persoană. Nu e nici de jucat și nu e nici ușor. Lucrul acesta. Independența este punctul numărul 3. Și asta e o boală noastră. Nu este nici unul dintre noi care să iubească prea mult dependența. Să fii dependent de Iisus, să fii dependent de alții. Nu, nouă ne place să fim independenți. Citatul din Divina Vindecare spune: marele pericol în care se află omul este acela de a se amăgi singur, îngăduindu-și independența și în felul acesta despărțindu-se de Dumnezeu. Își îngăduie independența și spui: da, ce, nu pot să fac și așa? Compromisul înseamnă două surse în viața unui om. Mândria înseamnă că țarina inimii noastre este un teren stâncos. În pildă, ni se spune că sămânța cade, prinde puțin rădăcini, încolțește, dar când vin încercările, se usucă. Iar independența este acea realitate care ne rupe de Dumnezeu și care ne face să facem prin noi înșine lucrările care ar trebui să le facă Dumnezeu.
Domnul Iisus Hristos a fost ispitit la independență, spuneam data trecută, atunci când Satan i-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, nu mai sta după Tatăl tău, ci poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Și Iisus Hristos a zis, nu, eu nu sunt independent niciodată. Eu trăiesc cum? Cu fiecare cuvânt din gura Tatălui meu. Ce înseamnă asta cu fiecare cuvânt? Dependent, absolut. Am ales pentru dumneavoastră în momentul acesta un șir de texte și de citate pe care vă rog să le studiem, pentru că ele reprezintă hrana tare a momentelor care urmează. Ploaia timpurie și târzie. Ieremia, capitolul 5, cu 23. Vă rog frumos, vom găsi repede, da? Ieremia, capitolul 5, cu 23, ne spune așa. Poporul acesta are însă o inimă dârză și răzvrătită, se răscoală și pleacă și nu zic în inima lor. Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, care ne dă ploaie la vreme, ploaie timpurie și târzie și ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriș. Băgați de seamă, există o anumită încăpățânare, o anumită dârzenie. Uită de zenie, specifică firii pământești. Și drăzenia aceasta și încăpățânarea aceasta aparține până și poporului încreștinat al lui Dumnezeu, care însă a rămas unde? Unde? La jumătate. N-a mai crescut, a rămas la jumătate. Și pentru că a rămas la jumătate, nu zic, Doamne, să ne temem de Domnul, să-L lăsăm pe El, să rămânem dependenți de El, Dumnezeul nostru, pentru că El ne dă ploaie. Ce fel de ploaie? Timpurie și târzie. Frații mei, pentru cei ce nu suntem obișnuiți cu limbajul acesta, ploaia timpurie în Orientul apropiat era ploaia care era primăvara și pe care oamenii o știau. Și înainte să vină ploaia de primăvară, ei puneau sămânța. Cu puțin timp înainte de ploaia de primăvară, puneau sămânța, terminau cu aratul, cu semănatul. Și cum terminau? Aveau grijă să termine cu o zi sau două înainte de începutul ploii. Și după aceea începea ploaia și ploaia cădea ușor, adânc, timp mai îndelungat, udând. Și în timpul ploii acesteia începea să răsară. Era sezon de ploaie. Pământul lua suficientă apă în așa fel încât plantele creșteau, creșteau, creșteau și ținea rezerva de apă, ținea până aproape de seceriș. Nu în timpul secerișului, dar când planta era destul de matură, cu spicul și cu bobul în spic, atunci pământul începea să tânjească din nou. Și dacă în momentul acela nu cădea ploaie iară, risca întreaga holdă și întreaga recoltă să putrezească, să se usuce și bobul acela nu ajungea niciodată la maturitate. Dar chiar în momentul în care începea să tânjească, în momentul acela venea a doua ploaie, al doilea sezon ploios, se numea ploaia târzie. Și ploua din abundență, și ploua din abundență, și din nou în timp ce ploua din abundență, reușea ca în spic bobul să crească, să se dezvolte. Și apoi când ploaia înceta, sub soarele verii se cocea repede. Apoi punea cineva secera și secera tot. Două ploi. Cea timpurie pregătește și maturizează. Cea târzie face. Textul al doilea, Zaharia, capitolul 10, cu 1. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgere și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Deși nu se vorbește aici în termen de ploaie timpurie și târzie, sunt prezente amândouă. Cereți de la Domnul ploaie de primăvară și apoi zice Domnul vă va da și ploaie cu ce spune aici? Ploaie cu tunete. Ploaia cu tunete este ploaia de vară.
și o va da pe amândouă. Dumnezeu ne va da și una și cealaltă. Așa este viața spirituală. Și acum, haideți să citim împreună câteva citate. Există lucruri care consumă timp și care trezesc interes, dar care nu conduc la nimic în viața noastră. Prea adesea cele mai înalte interese, care cer energie și atenție deosebită, sunt îndreptate către lucruri neînsemnate. Când mă uit la frații mei că sunt așa de actiați după meciul de nu știu care vreme și că știu scorul și că știu clasamentul și zic, domnule, extraordinar câtă energie este, dar pentru ce? Când mă uit la tinerii noștri care știu care este topul ultimelor 10 melodii sau care sunt cei mai faimoși artiști, le știu și numele, le știu și parfumul, le știu și cum merg, le știu toate și zic, domnule, câtă energie, dar mă întreb încă o dată, cât de important sunt? Trebuie să dăm sufletelor noastre hrana care dă putere și stimulează viața spirituală. Dați hrană sufletului. Haideți să nu mai pierdem timpul și energiile noastre în domeniile acestea. Dumnezeu așteaptă de la noi o întoarcere serioasă către lucrurile Lui. Iisus Hristos ne așteaptă la El. Testimonies, volumul 8, pagina 316. Următorul. Domnul Iisus Hristos primea continuu de la Tatăl ceea ce trebuia să ne transmită nouă. El a trăit, a gândit și s-a rugat nu pentru sine, ci pentru alții. Vă rog să vă uitați puțin la preocuparea Mântuitorului. De la orele petrecute cu Dumnezeu, El ieșea dimineață după dimineață să ducă oamenilor lumina cerului. El primea zilnic un proaspăt botez cu Duhul Sfânt. Zilnic. O legătură intens, personal, puternică cu Duhul Sfânt. Ar merita să stăm mai mult la aceste gânduri. Următorul citat. În Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 85, ni se dă exemplul lui Enoch. Sunt niște pagini așa de frumoase acolo. Am selectat pentru noi doar câteva idei. Enoch zăbovea înaintea lui Dumnezeu căutând o cunoaștere mai clară a voinței sale ca să o poată împlini. Ce făcea Enoch? Zăbovea. E vremea zăbovirii acolo. 2. Pentru el rugăciunea era respirația sufletului. El trăia chiar în atmosfera cerului. Ce atmosferă respirăm noi? Ce ne interesează pe noi? Banii, afacerile, problemele noastre, școlile noastre sunt cele care ne mână în fiecare zi, în timp ce atmosfera cerului rămâne nerespirată. Foarte multe situații. Caracterul sfânt al acestui profet reprezintă starea de sfințenie la care trebuie să ajungă cei răscumpărați. Adică cine? Noi. Eu și cu tine. Ca Enoch. Nu este o datorire, fraților. Nu este o datorie. Este un privilegiu. Este o onoare să poți să fii chemat la un standard așa de înalt. Să vă întreb, crezi că dacă nu vom avea planuri așa de înalte, va coborî Duhul Sfânt peste noi? Dacă nu vom dori asemănarea în caracter cu Domnul Iisus Hristos, vom putea primi sigiliul Duhului Sfânt? Ploaia timpurie este aceea care are de-a face cu caracterul nostru. Ploaia timpurie are de-a face cu roadele noastre. Cu dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, îndelunga răbdare, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea poftelor. Asta e. An de zile ne așteaptă Dumnezeu ca să încolțească sămânța și să crească dragostea, să crească bucuria, să crească toate acestea în viața noastră și caracterul să semene ca al lui Enoch, pentru ca peste o asemenea capodoperă Dumnezeu să poată turna pecetea sa.
Virtutea ploii târzii. Pentru că nici prima etapă, această formare a caracterului, nu se poate face fără Duhul. Mai departe. Ploaia târzie. Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu asupra pământului, în mijlocul poporului lui Dumnezeu se va manifesta o asemenea redeșteptare adevărate evlavii, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Ce se va redeștepta în poporul lui Dumnezeu? Ce e evlavie? Poftiți? Setea după Dumnezeu. Setea după Dumnezeu. Există un text care întotdeauna mă uluiește. În cartea profetului Samuel, după o lucrare îndelungată, Samuel reușește să întoarcă poporul la Dumnezeu și zice că înainte de marile izbânzi de pe vremea lui Saul și David, zice că tot poporul a plâns după Domnul. Tot poporul a plâns după Domnul. Asta e evlavie. Evlavia aceasta nu poate veni decât din formarea caracterului meu. Din momentul în care Duhul Sfânt îmi formează caracterul și caracterul va produce o astfel de evlavie cum n-a mai fost de pe vremea apostolilor. Apoi, zice aici, Duhul și puterea lui Dumnezeu se vor revărsa asupra copiilor săi. Pentru ce această revărsare? Pentru slujire. Pentru slujire. Pentru ca eu și cu tine să putem să fim slujitori. Nu putem să fim slujitori, fraților, fără binecuvântarea Duhului Sfânt. Nu putem sluji lumea din jurul nostru. Vă rog să observați, la evanghelizările cuvântului lui Dumnezeu nu se înghesuie prea multă lume. Din cauza că noi înșine suntem aceia care nu putem sluji. O? Dar înainte ca eu să fiu pregătit pentru slujire, este nevoie ca eu să fiu pregătit pentru cer prin caracterul meu. Ploaia timpurie formează caracterul, repet, ploaia târzie mă pregătește pentru slujire. Ce voi face, frații mei, dacă eu mă pregătesc pentru slujire și nu formez caracterul? Aceeași întrebare pe care am pus-o acum două seri când am zis că sunt unii care doresc foarte mult darurile, dar nu rodul. Ce se întâmplă dacă eu vreau să slujesc celorlalți, dar sunt mânios, sunt nerenăscut, sunt fără evlavie, sunt mândru, sunt egoist, sunt independent? Cum pot sluji? Vă spun eu, slujesc 3 ore, după aceea dau cu toate de pământ și ca și vaca care umple ciubărul cu lapte și dă cu copita când găleata este plină, așa se întâmplă și cu creștinul care nu are caracterul format prin Duhul Sfânt și care vrea să slujească la alții. Continuăm. Citatul respectiv a fost luat din Tragedia Veacurilor, pagina 464. Este timpul să înțelegem valoarea aceasta extraordinară a Domnului Iisus Hristos și a lucrării sale pentru noi aici. Mă întorc la Laodiceea, Apocalips capitolul 3. Compromis, independență, mândrie, fac ca Laodiceea să treacă prin criză. În timp ce criza este la uși, Dumnezeu are un plan extraordinar pentru poporul său. El vrea ca poporul său să moștenească caracterul lui Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt și ploaia timpurie și apoi să pregătească poporul acesta pentru slujire prin puterea ploii târzii. Uneori nu înțelegem lucrarea aceasta și nu înțelegem că noi stăm pe scaunele bisericii pentru a dobândi caractere. Pentru ca mai apoi să putem să primim chemarea la slujire. În timp ce Dumnezeu ne ține aici, solia către Laodiceea se încheie așa. Iată, eu stau la ușă și bat. Șansa există, dragii mei. Iisus Hristos nu s-a îndepărtat de la poporul său. Seceta s-ar putea să dureze de mult. Datorită împietririi, datorită compromisului, s-ar putea ca cerul să fie închis. Dacă poporul se întoarce la Dumnezeu cu toată inima și îi e dor după Dumnezeu și plânge după Dumnezeu, atunci cel ce a închis cerul îl va deschide din nou.
Cel ce a închis cerul se va lupta ca să se deschidă. Spuneam anterior că probabil coborârea ploii uneori este ceva mai dificilă decât chiar coborârea focului din cer. Elia a avut nevoie să se roage de 7 ori ca să coboare ploaia. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, îndrăznim să privim în noi înșine, în momentele acestea, să te rugăm, Doamne, să umpli prin Duhul Tău cel Sfânt golul din viețile noastre. Privește la seceta, la holda pârjolită a seminței pe care Tu ai pus-o în viețile noastre. Privește la condiția noastră de căldicel și ajută-ne, Doamne, să nu rămânem aici. Încheie, Părinte, durerea. Încheie seceta și foamea sufletului bisericii Tale. Și ajută, Doamne, ca în momentele acestea să ne putem întoarce cu toții într-o evlavie deplină și adâncă înaintea Ta. Și răspunde, Doamne, la această întoarcere. Ajută-ne să nu neglijăm lucrarea Duhului Sfânt acum. Acum când El lucrează pentru caracterele noastre. Ajută-ne să dorim să vedem lucrarea Lui în viețile noastre ca să putem fi părtași la binecuvântarea slujirii care ne așteaptă în curând. Binecuvintează biserica Ta, binecuvintează slujbașii ei, binecuvintează pe cei ce vor să se predea și să se zmerească, binecuvintează pe cei ce vor să se trezească, binecuvintează pe cei ce ne vizitează. Apropie-i de Tine și rămâi cu ei și în ei. Amin.